Pe. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă pot fi de folos? Aș vrea să fac un credit. Sigur. Ce fel de credit? Ipotecar? De nevoi personale? Celălalt tip. Wow! Mai mulți. Deci vreți un credit pentru prima factură? Da, exact. Ce fel de factură? Gaz sau electricitate? Ambele. Bine, deci combo, deci factură gaz plus electricitate. Deci să știți că noi avem mai multe tipuri de credit în funcție de cât de mult ați consumat. Și ce fel de credite? Avem așa, stați un pic, cred că asta, da, uitați aici. Avem în primul rând fetița cu chibritul, pentru ce factura mică, dar dumneavoastră având două, nu cred că vă încadrați. Avem paie pe foc, pentru cei cu factură medie, și avem pentru bogați creditul penthouse. Penthouse? Da, penthouse. Pentru cei care au atât de mulți bani încât stau în pantaloni în casă, nu cu trei rânduri de izmene ca noi toți ceilalți. Există oameni așa bogați? Să știți că da. Noi mai avem și creditul țiriac, dar ăla deja e pentru oameni care stau în tricou, e altă poveste. Cred că un credit mai de bază, așa, gen fetița cu chibrituri. Nu credeți că ar fi mai bine mai întâi să ne arătați facturile, să vedem despre ce sumă e vorba, ca să știm unde v-am cadrat? Sigur, sigur. Am venit cu ele. Ok. Ia să vedem. Oh, vai de mine, dar ce ați făcut de ați primit factura asta așa mare? Am uitat becul aprins o seară. Păi să știți că nu e ok. Adică mai bine uiți copilul în mold decât să uiți becul aprins. Copilul mai face altul, dar factura... Și spuneți că suma asta e doar de la becul ăla? A mai lăsat și fierul de călcat în priză. Doamne, nu vă supărați, dar asta e direct inconștiență. Da, știu că putea să ia foc și casa, dar... Lăsați că ardea apartamentul, că putea să ardă tot apartamentul și tot blocul și cumpărați alt apartament și alt bloc și tot e mai ieftin ca asta. Da. Văd că și la apa aveți dita mai factura. Da, soțul este foarte cheltuitor, practic un sport extrem și foarte scump. Spală vase în apa de la chiuvetă. Deja cred că vă întindeți foarte mult. Da, vă dați seama, eu chiar mă bucur în zilele în care ne opresc ăștia apa. Cu facturile astea două vă încadrați la credit pentru 35 de ani, probabil. Deci, voi vă fac eu o simulare. Nu ați dori să vă servesc cu ceva? Nu știu, poate un pahar de apă? Sunt ok. Haideți că e de la chiuvetă, de la bun. Da, mai ales că e de la chiuvetă, vă dați seama că nu-mi permit. Din partea noastră să știți că nu vă costă nimic. Nu, sunt ok, adică... Să știți că e din ăla bun. Are mărgele de la de rugină. De țeavă de bloc din 75. Dacă vă uitați pe fundare și drojdie. Wow. Da, puneți-o aici că o să o servesc eu mai târziu. Dar mai întâi haideți să vedem unde mă încadrez eu în simularea asta. Bineînțeles, bineînțeles. Spuneți-mi, vă rog, ce salariu aveți pe lună? 3000 de lei. Pe lună? Pe lună, da. Lei? Lei, da. Și vreți credit pe 35 de ani? Pe 35 de ani, da, exact. Să vă spun sincer, nici dacă trăiți 300 de ani, nu avem cum să ne luăm banii înapoi la cât de mic salariu și cât de mare factura. Știți ce? Dați-mi, vă rog, paharul înapoi, că cred că v-am omenit prea mult. Nu vă pot ajuta. Păi și eu ce fac? Vă recomand în cazul ăsta un credit spiritual. Adică? Adică să vă încălziți la căldura sufletească și să nu mai consumați niciodată nimic. Ușa e acolo. Stați, domnule, că eu am nevoie de bani! Vă recomand să ieșiți afară până nu vă ofer și un credit mamar. Ce înseamnă credit mamar? Dispari până nu te bag în măta. Hai! Incredibil! Să răntocii dracului. Ia uzi, mă, 30 de milioane în salariu și vreți să pornească caloriferile. Pă, cât tu pe o să aibă? Dar tu nu trebuie să fii sexy dacă mergi acolo. Ai văzut multe filme? Mă, ghilu a glas, mă, am fărnit, da. Nu ești fac un căcat, fac zăși. Am ba, mai joc. Dar deodată îi dau mă vrești la cal. Că nu ți ies. Nu ies, ies, dar mă, creier, un căcat.